Poate ai avut în viața ta o problemă cărei i-ai făcut cu greu față, poate te-ai confruntat cu alergii, poate ai avut diverse probleme gastrice și ți-ai pus întrebarea: De ce nu mă vindec? Poate ai avut în viața ta o problemă cărei ai făcut cu greu față sau de care nu te-ai scăpat sau te-ai scăpat foarte greu. Poate te-ai confrunta cu alergii sau încă te mai confrunți. Te-au chinuit ani de zile sau încă te chinuie și nu știi cum să te scapi de ele. Poate ai avut diverse probleme gastrice, ulcere sau gastrită, colici, balonare, orice fel de problemă care a tot revenit în viața ta și te-a necăjit sau ți-a dat, cum ziceam, bătăi de cap, n-ai reușit să-i dai de capăt și ți-ai pus întrebarea de ce nu mă vindec? E o întrebare pe care foarte multă lume și-o pune atât asupra sinelui cât și pentru ceilalți, pentru că vezi că sunt unii oameni care fac tot felul de eforturi să se vindece, merg pe diverse căi, încearcă și alopat prin tratament clasic cu medicamente, cu tot felul de medici specialiști. Sunt alții care în paralel încearcă să meargă și la medic și alternativ, poate că iau tot felul de tratamente naturiste, unii fac tot felul de masaje, de terapii Fizice alternative, alții fac și psihoterapie. Sunt cei care încearcă pe toate căile, încearcă, unii încearcă și energetic, prin diverse metode, și tot nu reușesc să dea de capăt bolii, să se vindece. E adevărat că sunt unii care nu fac nimic, și asta este o alegere, și înseamnă să faci ceva, a nu face ceva e tot o alegere iar unii încearcă turismul terapeutic cum îi spun eu, adică se duc de la unul la altul fără, încer fără încetare fără să țină cont de recomandările sau să urmeze recomandările și sfaturile care li se dau de diversi specialiști și um, uite așa încearcă să se Autosaboteze, de fapt, mergând din unul în altul și având o scuză bună că nu se vindecă. Dacă ți-ai pus această întrebare: de ce nu mă vindec, sau, repet, ți-ai spus: ți-ai pus această întrebare pentru altcineva, o persoană poate dragă din viața ta, și încerci să înțelegi de ce nu se vindecă, care sunt motivele, care sunt cauzele din spate. Poate ar trebui să-ți pui o serie de întrebări. Dacă te-ai întrebat prin această metodă de conștientizare, te-ai întrebat, ok, care sunt dramele din viața mea, ce s-a întâmplat chiar înainte de a fi diagnosticat, ce s-a întâmplat de-a lungul vieții mele, care sunt dramele majore, care sunt evenimentele care au legătură cu această problemă pe care eu o am care sunt persoanele cu care nu am făcut pace, cu care încă sunt în conflict, chiar dacă mă gândesc acum la ceva ce s-a întâmplat, să zicem, acum 20 de ani și mă gândesc la acel eveniment și la acea persoană, încă se întâmplă ceva în interiorul meu, încă e o iritație, încă e o senzație de poate de durere sau de neplăcere, de nemulțumire. Și atunci e cazul să, te între, să faci pace, dar dacă tu crezi că ai făcut pace cu toată lumea și ți-ai vindecat dramele majore ale vieții tale, ai mers pe rădăcina emoțională a conflictului pe care îl ai în ziua de astăzi, sau a bolii, a conflictelor din spatele problemei tale atunci îți rămâne să-ți pui câteva întrebări serioase ca să îți dai seama de ce nu te vindeci. O primă întrebare ar fi dacă ai fost sincer sau sinceră. Când ai făcut această acea sondare, acea analiză a vieții tale despre problemele pe care le-ai avut și pe de-o parte, ți-ai amintit problemele, ți-ai amintit evenimentele, dramele, traumele, suferințele pe care le-ai avut de-a lungul vieții tale, și la fiecare dintre problemele pe care le-ai avut, fără să treci mai departe, ai luat în calcul regula balanței emoționale, adică ce s-a întâmplat, ce am simțit. Ce s-a întâmplat, ce am simțit. Nu trecem mai departe la următorul eveniment marcant, traumatizant sau suferind din viața noastră, fără să exprimăm, fără să verbalizăm suferința pe care am avut-o într-un anumit context sau într-un anumit eveniment de viață. Da? Pentru că altfel gândește-te la babele de la colțul blocului care toată ziua vorbesc și vorbesc vrute și nevrute și despre ele și despre ce li se întâmplă lor și despre copiilor și despre familie și despre vecini și pe toată lumea iau un colimator și vorbesc despre de toate și, și toți dar nu vorbesc despre ce este esențial adică ce au simțit și să-ți dai silința să faci eforturi de a face pace în interiorul tău asta este de fapt esența da? pentru că dacă ai avut o tulburare ai avut o durere, o suferință e tot o tulburare da? această durere, această suferință și să nu ne cramponăm de termeni științifici ia-o ca atare da? dacă ai avut o o suferință în viața ta până nu e încheiată și până n-ai făcut pace cu persoana, indiferent ce ți-a făcut persoana respectivă. Și în unele situații este foarte greu să iertăm persoana sau persoanele care ne-au făcut rău, dar e necesar pentru vindecarea noastră să o facem, indiferent cât rău a făcut. Acum. Chiar dacă persoanele din viața noastră au fost foarte abuzive, ok, dar tu de ce încă, încă suferi pentru ceva ce s-a întâmplat în trecutul tău? Știi, uneori poți să te întrebi, oare mă face să mă simt superior faptul că nu iert? Dacă eu sunt victimă, oare sunt peste abuzator? Sunt superior abuzatorului? Nu știu dacă e chiar așa, pentru că, în fond și în final, toți suntem oameni, și dacă e până acolo, toți am avut o mamă, toți am fost copilași, toți am pornit de undeva, iar abuzatorul, ca să poată să abuzeze, înseamnă că are niște suferințe foarte puternice în interiorul lui sau a ei și i s-au întâmplat anumite lucruri în viață, plus percepțiile și conceptele pe care le are despre viață și moralitatea pe care o are despre viață de la mediul social de unde din care provine. Și când zicem mediul social, ne referim atât la părinți și familie, cât și la mediul extins la prieteni, la mediul școlar, la vecini, la colegi, la toată lumea care a pus un umăr la dezvoltarea lui ca și persoană. De aceea este foarte sănătos să ne vindecăm traumele, să ne vindecăm problemele, tulburările pe care le avem, pentru că trebuie să fim conștienți că tot ceea ce facem, ce spunem și acțiunile noastre sunt puse întotdeauna și în context social, întotdeauna cineva observă ceea ce facem noi și avem un impact asupra oamenilor din jurul nostru. Și chiar dacă spunem ce contează, ce fac eu, e problema mea, e viața mea, dar nu este chiar așa. Pentru că cu toții contribuim la un mediu social care ne privește pe toți și putem să contribuim într-un mod pozitiv, armonios sau putem să contribuim. Într-un mod în care vom fi ținuți minte drept persoana cu care am fost în conflict, de exemplu. Ei, spuneam că e foarte important să ne exprimăm emoțiile, să verbalizăm, să spunem ce am simțit și să fim sinceri. Nu ține secret în tine. Am înțeles că sunt anumite. Lucruri care îți vin greu să le exprimi, să le spui, dar, în primul rând, există profesioniști pentru traumele puternice și severe, există profesioniști care te pot ajuta. Dacă nu ai acces la așa ceva, cel puțin, fă un exercițiu să spui în oglindă cu voce tare tot ce ai simțit, tot ce s-a întâmplat, sau fă o scrisoare către persoana care ți-a făcut rău ori ține un jurnal și uite poți să faci de exemplu jurnal pe persoane sunt persoane la care le place să scrie și fac un jurnal cu mama, un jurnal cu tata, un jurnal cu fratele cu care a fost în conflict, un jurnal cu soțul, da? Depinde de tine dacă îți place sau nu să scrii. Mai sunt și alte metode. Dar ajută foarte mult în momentul în care scrii, se activează mai multe zone din creier. Altă metodă, altă soluție pentru a putea să verbalizezi, să scoți trauma din interiorul tău este să pui o perină în fața ta, pui un scaun pe care te așezi tu, pui un scaun în fața ta și într-un mod imaginar poți să te gândești că persoana cu care ești în conflict sau persoana care încă mai ai ceva să-i spui și n-ai putea niciodată să-i spui în față, e în fața ta, cel puțin încearcă să faci asta. Dar totodată găsește și metoda să ierți Uneori ajută și dacă ierți treptat, nu pune foarte mare presiune pe tine să ierți dintr-o dată, în special când e vorba de lucruri grave, grele. Ajută și exerciții de tip hoponopono în care poți să ierți atât cele conștiente cât și cele inconștiente, lucruri de care nu-ți aduci aminte, lucruri care vin ca moștenire transgenerațională de la neamul tău și toate acestea împreună făcând un exercițiu voit zilnic de a încerca să te vindeci, de a încerca să ierți și mai presus decât iertarea este înțelegerea să înțelegi de ce ai trecut prin ce ai trecut, să înțelegi de ce persoana care ți-a făcut rău a făcut ceea ce-a făcut. Să vezi ea de unde vine. Ce fel de personalitate are, ce fel de om este de a putut să-ți facă asta sau de-a putut să-ți spună asta. Uneori, Pot, pot, fi traume foarte severe în viața unui om din simplu motiv, mă rog, nu e chiar simplu, dar dintr-un motiv că mama îți spune în copilărie de două, trei ori la super nervi că îi pare rău că te-a făcut și mai bine nu te făcea că ești opacoste în viața ei și mai bine n-avea un copil ca tine, că ai dezamăgit-o. Da. Însă și asta poate să fie o traumă foarte mare. Chiar am cunoscut ceva oameni care au plâns ani în șir și o adolescență întreagă pentru astfel de cuvinte. Așa că ai grijă ce spui copilului tău sau copiilor tăi. Ai grijă să transmiți mai departe copiilor tăi ca să nu se reproducă astfel de lucruri în, în familia ta, la nepoți, la strănepoți. Și ai curajul și tăria să-ți cer scuze, chiar dacă copilul e mic, chiar dacă e mai mare, dar fă asta, cu ce te încurcă, cu ce ești tu mai prejos sau ce ți se întâmplă dacă îți ceri scuze, decât faptul că devii mult mai uman. A-ți cere scuze înseamnă să fii uman. Toți greșim, nu există om fără greșeală pe lumea asta și crede-mă că nu e o perspectivă... Neapărat religioasă, ci este una de pură observație psihologică, dacă vrei, sau socială, cum vrei tu să o numești, dar cu toții greșim. Și e atât de bine să simți că cineva te iartă, și că, totodată și că ești iertat. Apoi, o altă întrebare pe care poți să-ți o pui dacă nu te vindeci sau dacă nu găsești o metodă încă de a te vindeca, este să observi de ce, de ce nu s-a încheiat boala asta, unde trăiești tu, în ce mediu. Oare ești cu același soț abuziv care te bate, care te înjură? Pentru că oricât ți-ai Lucra conflictele cu persoana, persoana care face asta, trebuie să fii conștient că dacă ești bătută sau bătut, că sunt și mulți bărbați care sunt bătuți, sau dacă ești înjurată, făcută în diverse feluri toată ziua, că nu ești bună de nimic sau că ești un prost, ori tot felul de devalorizări de genul acesta și degradări umane, umilințe, bullying, putem să numim cât de multe categorii dorești tu, dacă asta trăiești, înseamnă că pentru creierul tău există acolo un semnal de alarmă, 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 da? Alarmă pentru supraviețuire. Adică poate este un mesaj de la corpul tău că e nevoie să schimbi ceva, pe măsură ce lucrezi cu tine, ai să observi un lucru foarte interesant: faptul că soțul tău se schimbă. În momentul în care tu lucrezi cu tine, ori se schimbă și vine către tine, ori ceva se rupe. De asta, mulți soți sau soții nu sunt de acord cu dezvoltarea personală, deși nu conștientizează sau nu cunosc. Acest aspect în modul cognitiv, mental, dar simt pe undeva că dacă tu evoluezi foarte mult, va fi o pierdere pentru partenerul sau partenerata ta. Și atunci încearcă să te împiedice, să te saboteze, să facă mai rău decât a făcut până acum, să fie ironic, să îți râdă în față că tu n-ai să reușești niciodată că astea nu ți de tine, că tu vei fi întotdeauna aceeași persoană, că tu nu poți mai mult. Dar, de fapt, vorbește de, despre propriile incapacități și la nivel emoțional este frica de a te pierde. Fie că te iubește, pentru că sunt abuzatori care iubesc, dar asta este forma lor de a iubi și atunci e modul lor de a, pe care îl cunosc să te țină lângă ei, sau sunt persoane care au nevoie de o victimă, au nevoie de o slugă sau de o sclavă, în mod propriu sau simbolic, care să le facă tot ce vor ei prin casă, ori care se reziste bine la bătaie, ori la înjurături și să nu comenteze prea multe, pentru că de multe ori victimele ajung să integreze în interiorul lor că ele sunt de vină pentru situația creată. Iar când gândesc așa, înseamnă că abuzul este cu mult înaintea acestei persoane, adică vine din familie, din familia de origine, de la mama, tata sau persoanele care le-au crescut. Mai este, mai, mai, poate fi și faptul că nu-ți place unde stai, nu-ți place unde locuiești, nu-ți place unde, unde lucrezi, dacă nu-ți place unde lucrezi, de ce mai ești acolo? Ce te ține legată de locul respectiv? Ți-e frică că nu poți găsi ceva mai bun? Nu te-ai căsătorit cu jobul ăsta. Într-adevăr, înseamnă să-ți părăsești un pic zona de confort emoțional ca să îți muți jobul, să te duci în altă parte. Dar dacă Consecințele trebuie să le suporte corpul tău sau mintea ta, adică să ai o afecțiune psihică, atunci poate chiar nu merită efortul și sacrificiul de a fi comod, dar de a suferi de o problemă. Sau merită, dar dacă merită, atunci e nevoie să-ți asumi asta. Cam asta este legat de de job și de mediul în care trăiești, ce te poate ține în, într-o boală, da? Când sună uh, tot sistemul tău de alarmă. Apoi, poate mai, mai poți să-ți pui întrebarea cine ești tu fără boala ta? Sau cine ai fi tu fără această boală? Poate nu știi să trăiești fără această boală, poate... Ai, știu, ai o formă de paralizie de ani de zile sau eu știu, o, o boală cronică un ans bronșic ori atacuri de panică ori anxietate ori gastrită ori... ai ceva ce îți aduce un beneficiu în, în problema pe care o ai sunt persoane care de când s-au îmbolnăvit cronic primesc o pensie pe bază de boală iar pensia asta le acoperă anumite nevoi de bază cu siguranță această pensie nu te îmbogățește dar dă o formă de siguranță emoțională și o senzație de stabilitate financiară sau chiar de o stabilitate financiară că vine o anumită sumă pe lună, care le ajută pe aceste persoane să își acopere anumite cheltuieli. Doctorul Gilbert și doctorul Sabat spuneau că dacă vrei să scapi de o boală cronică de genul acesta, e nevoie primată să renunți la pensia ta. Chiar am cunoscut persoane cu handicap, care, care aveau pensie de handicap, dar ele se țin așa, într-un 5% de boală sau într-un oarecare procent de boală, dar asta este, asta este riscul să, să renunți la această pensie, ca tu să nu mai ai motiv, să nu mai ai un cârlig de care să te agăți pentru această problemă. Apoi, ce reprezintă această boală în viața ta? Poate e un act demonstrativ? Încerci să pedepsești pe cineva? Și am întâlnit multe cazuri de genul acesta, în care, de exemplu, acum mi-amintesc un, un caz femeie când se certa cu partenerul ei, Doamne, ce mai suferea! Și o apuca un plâns, făcea tot felul de spasme, intra în hohote de plâns și mai să-și smulgă părul din cap și îi arăta cât de mult suferă ea. Ei, când ieșea domnul din cameră, să vezi domnița cum își revenea, instant nu-i mai curgea nicio lacrimă, toate erau bune și frumoase. Și să știi că sunt multe femei așa care fac acte demonstrative doar ca să obțină ceva, să-i arate lui că ea e mai presus, chiar dacă trebuie să sufere cu tot corpul sau cu toată mintea ei. Da, dar uneori și bolile sunt așa, Spre exemplu, gândește-te la crizele de asmă oare întâmplător persoanele care fac crize chiar atunci fac criza aia de astm? Sau uh, s-a întâmplat ceva, a intrat cineva în, uh, în teritoriul ei de aer și a început o ceartă, un scandal, ori ar or, pur și simplu faptul că s-a gândit intens la acea persoană care o sufocă. Și atunci nu mai are aer, nu poate respira, îi trebuie rapid pompa. Și uite așa se declanșează dita mai criza și hai rapid să luăm câteva medicamente, hai la spital, că săraca mama sau săraca nevasta, uite-te cât suferă ea, mai bine nu mai agit, mai bine nu mai supăr, că dacă nu supăr, atunci ea nu se îmbolnăvește și uite cum actul demonstrativ și-a împlinit misiunea. Bun, ce altceva ne putem întreba? Poți să te întrebi și de ce a venit această boală în viața ta? Ai schimbat ceva în viața ta de când ești bolnavă? Pentru că poate e mesajul de la corpul tău Că trebuie să schimbi ceva în viața ta. Că poate e nevoie să renunți la anumite atitudini pe care le ai. Oare te porți frumos cu tine? Oare te porți frumos cu oamenii din jurul tău? Oare simți că apreciezi oamenii care sunt în jurul tău? Ori tu te simți apreciat, apreciată? Da? Verifică care este rolul, care este scopul acestei boli. Apoi mai este un, un subiect foarte interesant apropo de, de scopuri. În afară de faptul că fiecare respiră doar cu plămânii lui, sau poate respira doar cu plămânii lui, Imaginează-ți că oricât ai trăit pentru alții, până acum, poate că boala a venit să-ți spună că e timpul să trăiești pentru tine. Adică, poate până acum, ai trăit ca să îngrijești casa, ca să-ți îngrijești soțul sau soția. Ca să-ți crești copiii, să-i vezi la casa lor, să-i vezi pe drumul lor, să-i vezi bine așezați și fericiți. Da? Poate fi oricare dintre astea, dar în momentul în care pleacă copiii de acasă, îți dai seama dintr-o dată, sau poate e momentul să-ți dai seama și asta îți spune boala ta că. A venit timpul să te îngrijești și pe tine. A venit timpul să te estimezi, a venit timpul să te iubești, a venit timpul să-ți iei și corpul tău, să-l duci la plimbare, poate să-l duci într-o excursie sau măcar în parc, să-i dai mâncare mai sănătoasă, să începi să te hrănești cu gânduri pozitive și nu doar să te bombardezi cu știri, ori cu vești proaste, ori cu griji, cu îngrijorări de tot felul și să iei aripa de pe puii tăi, să le dai drumul să zboare, poate că asta a venit să-ți spună boala, că e timpul să ai grijă de tine. Și e timpul să ai un alt scop în viață, să ai un scop mai nobil și să te îngrijești de sufletul tău. Pentru că mulți oameni uită total, total, total de ce sunt aici. Unii oameni atât de tare se identifică cu corpul lor. Vai de mine, e o dramă totală dacă a apărut un rid. E o dramă totală dacă a pus o aripioară pe șold. Dacă i s-a pus un pic de celulită sau de grăsime pe nu știu unde o dramă totală dacă nu mai intră în rochița în care intra cu 10 ani. Da? Asta înseamnă să te identifici cu corpul. Dar oare tu ești corpul tău? Și dacă spui eu sunt corpul meu sau nu sunt corpul meu, cine ești tu cel care pune această întrebare? Da? Pentru că ești mai mult decât corpul tău ești mai mult decât emoțiile tale. Dacă până acum ai simțit sau ai mers pe anumită cale emoțională, pe un anumit traseu mental și ai gândit anumite lucruri, ai avut anumite comportamente și gesturi, asta nu înseamnă că trebuie să gândești la fel de acum încolo, nu înseamnă că trebuie să simți la fel. Astăzi este o nouă zi, de azi începe viitorul tău, întotdeauna, și îți poți asuma schimbarea și vindecarea. Bineînțeles, dacă îți dorești asta. Dar poate fi una dintre piedicile pentru care nu te vindeci. Așadar, investigează și asta, dacă e cazul în viața ta. Sunt cazuri de oameni care nu vor să-și asume sub nicio formă propria viață. Nu se pot întâlni cu ei înșiși, nu stau o clipă de vorbă cu ei înșiși. Nu stau să se întrebe, hei, cum ești azi? Ești ok? Pentru că poate nimeni nu i-a întrebat în viața lor dacă sunt bine, ci au făcut mecanic, robotic, tot ce au făcut de-a lungul vieții lor și uite, au ajuns aici, dar sufletul lor prin această boală le spune hello, e timpul să faci ceva, e timpul să schimbi ceva, e timpul să conștientizezi cine ești și de ce ești aici pe această planetă, pe acest pământ, de ce ești aici în acest vehicol, numit corp? Da? Puneți întrebările astea, nu te încurcă cu nimic. Și poate răspunsurile te vor surprinde sunt oameni la care în momentul în care își pierd scopul vieții se duc și ei. Unii foarte repede și alții încet încet. Adică dacă până acum au avut un soț de care să aibă grijă și a murit soțul, se trezesc brusc subit și dintr-o dată fără un scop în viața asta. Ok, dar până acum că a fost soțul tău ți-a servit asta ca să ai ceva de făcut zilnic, să îi pregătești lui tot felul de lucruri, că așa îi plăceau și ție îți plăcea să-l servești pe soțul tău sau pe soția ta, dar acum că nu mai e, te-ai trezit dintr-o dată singură sau singur și ce faci cu viața ta? Îți dai seama că tu nici nu știi cine ești. Și când îți pui întrebarea asta, Mulți își pun întrebarea cine sunt și nu știu să-și răspundă. Și să știi că nu e un răspuns dintr-un cuvânt. Este o multitudine de răspunsuri ca să-ți dai seama cine ești. Din nou, e o lucrare, e un proces. Nu te poți aștepta ca după ani de zile de a sta într-o zonă emoțională de confort și a nu-ți pune niciun fel de întrebare. Dintr-o dată te pocnește o boală sau ai un accident, ori îți moare cineva, drag, și tu vrei să afli toate enigmele într-o zi. Nu funcționează așa, e un proces. Sau poate că au plecat copiii, ai fost atât de sufocantă ca mamă sau critic, autoritar, sufocant ca tată, încât. Acum, copiii tăi nici nu mai vor să știe de tine, mai vor să audă, vor pur și simplu o pauză de familie, timp în care ei să-și dea seama cine sunt, ce fac ei pe aici și care este scopul și misiunea lor în viață. Și atunci, rămâneți singuri, doi oameni, într-un cuplu care până acum a funcționat ca să creșteți copiii împreună. Bun, dar dispărând. De scopul comun, dispărând obiectul muncii, cu ce ai rămas? Ai rămas cu partenerul sau partenera cu care n-ai avut niciodată o comunicare adevărată, în care poate căutai tot felul de distracții sau de diversiuni, numai să nu fii singur sau să nu fii singură cu partenerul, ori cu partenera, în care fiecare își vedea de viața lui, de treaba lui, aducea salariile, vă vedeați de treabă, fiecare ca la copii să le fie bine. Și acum că au plecat copiii, ca să nu ne dăm seama nici acum cine suntem sau să ne apropiem ca și coplu, că poate uneori despre asta e vorba, atunci pe ea o pocnește cancerul și în el dă paralizia. Și uite, așa, în continuare, avem un scop că avem pe cine să îngrijim. Da? Și avem un scop să fim în viață. Dar poate că boala îți spune că nu neapărat ăsta este scopul pentru care tu ești în viață și e nevoie să investighezi, e nevoie să sapi mai adânc în interiorul tău și în sufletul tău să observi ce anume te-a adus în acest punct al vieții tale și care este scopul și misiunea ta în viață. Apoi, imaginează-ți că poate ai avut o viață în care nu te-ai îngrijit, nu te-ai hrănit corespunzător, te-ai hrănit foarte tare cu emoții negative, cu gânduri negative, poate ai avut persoane în preajma ta care ți-au dat mereu bătăi de cap, care te-au enervat, care ți-au produs tot felul de stări emoționale negative și nici tu nu te ai menajat, sau poate nici tu n-ai menajat pe alții, poate chiar tu ai fost cel care ai dat bătăi de cap altora. Iar acum a venit timpul să plătești facturile. Dar facturile astea înseamnă că e timpul să plătești pentru suferințe. O putem spune simbolic, nu neapărat că este o pedeapsă, ci pur și simplu toată suferința aia acumulată în interiorul tău, unde e? E acolo, în tine. Iar acum când te relaxezi sau când a venit o ciclicitate, adică ceva repetitiv din viața ta, e timpul să plătești aceste facturi. Ori poate că părinții tăi nu au nu și-au încheiat propriile drame, traume, au lăsat să curgă mai departe, transgenerațional tot ce li s-a întâmplat lor și generațiilor din spatele lor, iar misiunea ta este să le vindeci. Sau cel puțin poate asta îți transmite, boala, problema. Suferința pe care o ai. În, asta se întâmplă în biologie. În momentul în care zicem că plătești facturile pentru suferințele tale din viața asta sau din, din ce au făcut părinții, din suferințele părinților, dar în spiritualitate asta se numește karma. Adică plătești pentru ceva ce ai lăsat neîncheiat în altă viață. Unii cred în karmă, alții nu cred, nici nu contează. Ideea este că sunt multe lucruri de procesat. Începe cu biologicul, nu te sabota, nu te duci neapărat în alte vieți, sau cel puțin de la început. Am cunoscut mulți oameni pe care i-a ajutat acest proces sau acest procedeu de a merge în alte vieți, da? de a-și rezolva karma. Dar există și alte metode de a-ți plăti karma dacă tu crezi asta, adică începe să fii foarte bun. Dacă tu crezi că ai karma față de o anumită tipologie de oameni, de exemplu, pentru copii abandonați sau pentru oamenii străzii ori, eu știu, crezi că ai comis o crimă în altă viață, ori că ai făcut un rău cuiva, atunci găsește metode să răscumperi. Uh, spre exemplu, uh, sunt foarte multe femei care fac multe avorturi. Și când zic multe, pentru unele femei, două, trei sunt multe, și pentru unele femei 40-50 sunt multe și da, sunt femei care au făcut și atâtea avorturi. Um, ok, poți să ți ceri scuze, poate la fiecare în parte. Poți să te ierți, poți să înțelegi de ce ai făcut asta, că a fost o situație grea de viață, ori nu vrei sub nicio formă să faci un copil cu partenerul respectiv, ori cu bărbatul respectiv. Ei, și atunci, um, ca o soluție um, pentru copii avortați sau pierduți, uh, cumpără hăinuțe, cumpără mâncare și du la un orfelinat sau dă la cineva la care știi că nu are posibilități financiare, materiale să um, se bucure de acele hăinuțe, ori de. Acele daruri pe care tu le poți da, și în gândul tău poți să faci ca o procesiune, ca și cum ai îmbrăca copiii pe care i-a vorta sau copilul, ori copiii morți din viața ta, ori din neam. Poți să faci asta și cu copiii din neam, copiii ai bunicii, ori ai străbunicii, ori chiar ai mamei. Da? Există soluții pentru orice problemă. Doar să o cauți. Da? Bun, cam astea sunt în mare. Cam astea sunt motivele sau întrebările pe, pe care ai putea să ți le pui în cazul în care nu te vin. Deci, trebuie să știi că unii oameni stau ani de zile cu câte un cancer, poate de sân sau indiferent de ce natură e sau paralizii sau tot felul de afecțiuni grave sau severe și nu se vindecă și caută metode. Dacă ești într-o situație de genul ăsta, explorează și fi sincer cu tine și pune intenția la sinele tău superior, pune intenția la mintea ta, pune intenția la Dumnezeu, la cine crezi tu că te poate ajuta ca să poți trece peste această situație și de drumul la rezistențe. Când nu te vindeci, înseamnă că opui foarte multă rezistență la ceva sau la cineva din viața ta. Ai o îndrăjire, ai o nemulțumire foarte mare. Chiar merită corpul tău să sufere pentru acea nemulțumire? De ce nu poți să-i dai drumul? Ce te ține? Întreabă-te toate astea. Nu lăsa ca lucrurile să scape. Uneori oamenii își doresc ca o soluție să moară și cred că e o soluție să mori. E, acum ne întoarcem un pic la karmă, și karma spune că dacă pleci din viața asta cu probleme nerezolvate, neîncheiate și pleci cu o anumită ură pe cineva, de fapt, de cazi la un nivel inferior și următoarea viață sau următoarea bătălie pe care trebuie să o duci este mai grea și mai complicată. Așa că găsește forța, tăria, curajul de a face o schimbare. Să știi că a ierta în sine este o schimbare. Dar ca să ierți, trebuie să fii curajos. Este imperios necesar să ai această calitate, să fii curajos, să poți ierta. Și, după cum spuneam, de multe ori e nevoie să înțelegi prin ce ai trecut, prin ce a trecut cealaltă persoană ca să poți înțelege. Și poate că uneori, chiar dacă înțelegi sau nu, e nevoie să mai lași și de la tine. Știi, e sănătos să ai un cont de pierderi. Soțul meu m-a învățat asta că întotdeauna e bine să ai un cont de pierderi și când ceva se întâmplă negativ în viața ta și e greu să găsești o soluție, du-un cont de pierderi. La un moment dat, când se face balanța, ai să observi că contul de pierderi e mult mai mic decât cel de câștiguri, pentru că adevăratul câștig este ca tu să fii în pace. Dar asta nu înseamnă că trebuie să lași oamenii să te abuzeze, nu înseamnă că trebuie să lași oamenii să te bată jocurească, ori să te folosească, ci ia acțiune, fii ferm sau fermă, observă lucrurile care se întâmplă în viața ta, observă ce simți, legat de fiecare lucru, Conectează-te la corpul tău. Observă când simți ceva, când nu simți ceva. Da? Despre emoții și sentimente vom, vom, vom vorbi mai pe larg, pentru că e un subiect foarte interesant și care merită observat și văzut din mai multe unghiuri, pe mai multe fațete. Și până atunci, doar puneți întrebările astea referitoare la de ce nu te poți vindeca. Îți doresc să ai o zi vindecătoare, să te menții în pace și în sănătate. Îți mulțumesc că m-ai ascultat. O zi minunată! O să postez constant Informații despre psihologie, psihoterapie și alte modalități de vindecare. Abonează-te la canalul meu de YouTube dacă vrei să afli ultimele noutăți în domeniu.